Primăria Sighetu Marmației continuă parteneriatul cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pentru a veni în sprijinul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă și nici nu urmează o formă de pregătire școlară sau profesională. În acest sens, ieri la Primăria Sighet s-a desfășurat workshopul Nediscriminare și Egalitate de Șanse, organizat în cadrul proiectului Pregătit pentru Viitor, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Parteneriatul de colaborare între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș și Primăria Sighetu Marmației are în vedere facilitarea realizării obiectivelor proiectului prin identificarea tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de pregătire școlară sau profesională, creșterea șanselor de a intra pe piața muncii, precum și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale ale acestora. Tinerii din Sighet, care se încadrează în specificațiile grupului ținte, pot obține informații suplimentare despre șansele oferite în cadrul acestui proiect la numerele de telefon afișate pe ecran.